E dezastru în Liga 1, în cazul în care va promova, Poli va avea toate șansele să facă o figură frumoasă în prima divizie. Rapidul a retrogradat în B, Porumboiu anunță că nu va mai investi la vasul lui, iar finanțatorul Stelei, Gigi Becali, va sta la închisoare 3 ani. S-a umplut paharul și la CFR Cluj, unde situația nu e deloc strălucită. Portarul echipei, Mario Fergheiraș, a răbufnit miercuri după victoria de 2-0 cu Astra, plătește chiria și salariul, este mesajul pe care jucătorul a vrut să-l transmită lui Pascani. Cum vezi viitorul Steaua odată cu arestarea lui Gigi Becali? Nu știu, e un subiect destul de delicat. Omenește, mi-e pare rău de Gigi Becali, îmi pare rău de familia lui. N-aș vrea să comentez dacă e vinovat sau nu. Eu cred că se vor găsi soluții, pentru că Steaua este o echipă, e un brand în România, este echipa campioană și eu cred că se vor găsi soluții. Cine crezi că se va bătea la titlul sezonul viitor în Liga 1? Mi-e greu să spun. Steaua, cu siguranță, aș fi spus Steaua principala favorită, dar cu siguranță fără Gigi Becali le va fi mult mai greu. Asta este un lucru clar. Nu le va fi la fel. Nu va fi la fel pentru ei. Dacă eram acum, aș fi vrut să spun Rapidul, dar din păcate nu se poate. Nu știu, dar cred totuși că Vaslui, văd că nu mai au echipa care au avut-o acum câțiva ani. Dinamo nu-i văd, pentru că nu văd eu să aducă fotbalist să investească foarte mult. Nu știu, CFR Cluj, într-adevăr, CFR Cluj e o echipă puternică, un club puternic. O echipă care atunci când a avut un sezon prost, următorul an a câștigat tot timpul. Eu cred că CFR Clujul e o candidată la titlu, poate Astra, cu toate că e greu, n-au tradiție și e destul de greu atunci când ai tradiție să câștigi titlul. Dar s-a mai întâmplat în România. Unii Urziceni e cel mai bun exemplu.